Doamnelor și domnilor, vă salut la o nouă ediție a emisiunii 7 zile și astăzi, așa cum v-am obișnuit, vom face o trecere în revistă a celor mai importante știri ale săptămânii, dar și o analiză acestora împreună cu invitații mei. Stați aproape! O săptămână de foc și de această dată. Viorel Țentiu, șeful biroului Interpol, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Un fost șef al Marelui Stat Major este acuzat de spionaj. Nu uităm și despre faptul că avem un nou vechi procuror general, dar și multe alte evenimente. Invitatul meu de astăzi este etichetat de unii ca fiind o rază de speranță pentru politica moldovenească, de alții o alternativă sănătoasă, de către alții a fost numit și trădător, criminal sau chiar omul rușilor. Dar cine este totuși Tudor Ulianovski, fostul ministru al afacerilor externe? Eu zic să aflăm astăzi, pentru că alături de mine se află chiar domnia sa, domnule Ulianovski. Bine ați venit la 7 zile! Bine v-am găsit, mersi mult pentru invitație! Spuneam în intro-ul meu că mulți din diferite tabere vă etichetează în diferit fel. Cine este totuși Tudor Ulianovski? Ca să afle și telespectatorii noștri. Mersi pentru invitație. În același timp, cu siguranță, în primul rând, sunt un familist, sunt un tată mândru a trei copilași. Să vă trăiască! Mulțumim frumos! În același timp, sunt un patriot al Republicii Moldova, mă consider un tehnocrat, un profesionist, care și-a dedicat circa 16 ani de viață în sectorul guvernamental al Republicii Moldova, în domeniul diplomației. Am reprezentat Republica Moldova peste hotarele țării în funcția de ambasador, dar și ministrul al afacerilor externe, după care de 4 ani activez într-un business internațional, în domeniul economic al afacerilor, care presupune și dezvoltarea nu doar și a business-ului, dar și lucrul cu partenerii de dezvoltare, instituțiile de financiare internaționale și, desigur, că comunic în permanență cu naționalii noștri ori în Republica Moldova, ori în afara țării și consider că, din păcate, Republica Moldova în ziua de astăzi nu își valorifică potențialul său la maximum, ori cei care au activat peste hotarele țării, în mare parte, nu doar diaspora, dar bine, am fost și eu un reprezentant al diasporei, un 4 ani și am comunicat în permanență cu cei care au fost nevoiți să plece din Republica Moldova la o etapă a vieții sau alta și sunt foarte multe atunci când te afli peste hotarele țării vezi și mai pregnant acele posibilități ratate. Așa. Acele oportunități de fapt care se ivesc. Da? Nu poți să spui că Republica Moldova este un stat eșuat, falit și nu sunt perspective. Tot timpul sunt perspective, depinde, în primul rând, de propria capacitate de a ne valorifica potențialul. Cât de importantă este diplomația în viața unui politician? Și nu mă refer aici la un politician care are legături directe cu Ministerul Afacerilor Externe, până oară. Dar, per general, este diplomația o calitate? Trebuie să fie diplomația o calitate? Mai corect adresez întrebarea. De acord. În același timp trebuie să precizăm ce înseamnă sau ce înseamnă pentru multă lume cuvântul diplomație. Ori tradițional diplomația este și un mod de a comunica, în primul rând civilizat, cu oamenii cu care tu nu neapărat ai aceeași viziune față de un anumit eveniment, față de o problemă. Ori dacă menții o poziție intransigentă, una, și dacă menții aceleași acțiuni, aceleași declarații față de o persoană, negativ în cazul dat, e mult mai dificil să ajungi la un numitor comun și să ai un final cu un rezultat constructiv. Totodată, în viața sau în modul de abordare a lucrurilor de către unii politicieni, mă refer la nivel global, diplomația, în opinia mea, este și ar trebui să fie unul dintre top 3 calități pe care le are o persoană care pretinde că este un politician, care, de fapt, își exercită activitatea pentru a se implica în viața politică a țării și a modifica anumite lucruri pentru binele propriilor cetățeni. În același timp, în Republica Moldova, consider că, în ziua de astăzi, este tot mai puțină diplomație și mai mult partizanat politic, mai multă dezbinare, mai puțină consolidare în societate. Ori, noi toți suntem diferiți, dar fără un diplomat la conducerea țării sau la conducerea instituțiilor de stat, în sensul diplomat, în sensul calităților de comunicare, e foarte dificil să revenim la un nivel normal de consolidare a unei Republici Moldova, care este un tot întreg și nu separat. Acea întâlnire a opoziției a strânit un val de critici în societate și de cealaltă. De fapt, societatea în acel moment a fost împărțită în două tabere.
Unii criticau extrem de dur acea ședință, alții cumva priveau o priveau ca pe o normalitate și un act de diplomație, pentru că tot am vorbit despre această calitate. Zilele astea am văzut că ați postat un articol din presa internațională în care vi s-a oferit dreptul la replică. Care a fost replica dumneavoastră mai exact? În primul rând, aș dori să fac o mică corectare cu privire la faptul că nu societatea a fost dezbinată, dar unii formatori de Facebook. Unii formatori de opinie, de fapt, care reprezintă un anumit partid politic, care au avut un scop nedeterminat pentru a promova și mai mare dezbinare în societate, orice care sunt pro-guvernare sau pro-guvernare automat înseamnă pro-Uniunea Europeană, iar toți ceilalți automat sunt stigmatizați drept oamenii rușilor, mâna Moscovei și așa mai departe. Ori astfel de abordare pe criterii de geopolitică, în primul rând, nu corespunde realității, 1. 2. Eu cred că nu putem compara o simplă discuție, fiindcă aceasta a fost o consultație a unor reprezentanți din rândul opoziției, unde am fost invitat și eu, unde au fost invitați și alte partide de opoziție cu viziuni strategice diferite, dar știu că au fost invitați toți de orientare centru-stânga, centru-centru-dreapta, cu mulți din ei nu împărtășesc viziunile, însă consider că, în primul rând, pentru mine, ca și o persoană care și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de președinte a Republicii Moldova din poziția de independent, respectiv neafiliat unui partid politic, în primul rând nu este doar diplomatic, dar este și politic matur, corect, să te întâlnești cu oamenii cu care nu ești de acord. Unu. În al doilea rând, le-am spus foarte clar poziția mea cu privire la acea discuție, precum că consider oportun ca reprezentanții opoziției să ia în calcul susținerea unui candidat în cazul în care ar fi fost fiabilă opțiunea de un candidat al opoziției comun, cu orientare pro-vest, cu concentrare pe economie și consolidarea Republicii Moldova. 1. În același timp, nu putem compara și aici, dacă îmi permiteți să fac o incursiune, în istorie, am văzut de fapt că cei aflați la guvernare și reprezentanții acestora în spațiul mediatic și analitic, mă refer analitic cu ghilimele, fiindcă într-adevăr sunt mai puțin analiști în sensul clasic al cuvântului, dar mai mult comentatori la comandă. Din păcate, trebuie să recunosc acest lucru, că am fost mirat de modul agresiv, excesiv de agresiv, de imediată catalogare, mă refer la domnul Pașa, la domnul Călgureanu, nu le fac reclamă, chiar nu doresc acest lucru, dar am văzut lipsa de simplă logică, maturitate, însă o comandă politică, în special asupra propriei mele personalități, catalogând imediat că uite trădător de țară și așa mai departe. Doar pentru simplu fapt că am fost suficient de matur, am dat curs unei invitații unde au fost invitați toate partidele de opoziție. Nu mă refer la cei care nu corespund cadrului legal, al câmpului legal Republicii Moldova. Ori eu aș veni cu o recomandare inclusiv celor de la guvernare să ia în calcul că este important de a comunica cu opoziția, evident, în scopul creierii unor relații pe care tot după aceasta vei avea nevoie să negociezi cu acele partide sau unele partide dintre ele pentru a crea acea majoritate parlamentară după alegerile parlamentare din iunie 2025. Ori, revenim la formula de bază, de fapt, tactica, ori eu am văzut experiența internațională în multe state, se vedem foarte clar că actuala guvernare promovează clivajul est-vest. Deci ne divizează ca societate automat în cei care sunt pro-Rusia sau pro-Est și cei care sunt pro-Vest. Însă ei nu înțeleg că oamenii au capacitatea de a înțelege lucrurile și văd foarte clar că nu trebuie să fii pro-PAS ca să fii pro-Europa, în primul rând. În al doilea rând, vedem foarte clar cum acțiunile, de fapt, și mesajele publice promovate de agenții de influență ai actualei guvernări în spațiul public, că este doar PAS și este mâna Moscovei, care este reprezentată în mare parte de către un partid, Partidul Socialist, de exemplu, în cazul dat. Și respectiv toți ceilalți mai puțin contează. Sperând, de fapt, să se joace pe filiera aceasta, clivajul est-vest, și revenind, de fapt, la formula coaliției
între PAS și PSRM în 2019, atunci când doamna președinte, pe atunci prim-ministru Maia Sandu, lidera PAS, a făcut coaliție cu socialiștii. Ori, eu cred că pentru Republica Moldova și pentru proprii noștri cetățeni este suficient să alegem răul cel mai mic și să fim impuși să votăm un partid sau altul din perspectiva orientării geopolitice. De ce nu avem dezbateri mature cu liderii de opoziție, care suntem pe o altă undă, adică nu suntem de acord pe unele idei, despre economie, despre agricultură, despre sănătate, de ce companiile străine pleacă din Republica Moldova, de ce pleacă moldovenii din Republica Moldova, da? De ce salariile unor miniștri sau miniștrilor sunt de 70.000 de lei și în sus, pe când salariile profesorilor sunt foarte mici, pensiile sunt foarte, foarte puțin indexate. Nu fac acum agitație, dar e în sensul că sunt niște teme, de fapt, care sunt reflectate în societate, dacă s-ar comunica cu acea societate. Revenind la întrebarea dumneavoastră de bază, consider că a fost un pas matur de a da curs unei invitații, de a discuta cu reprezentanții opoziției, nu pentru a identifica, nu pentru a formula niște poziții comune împotriva cuiva, ba din contra, eu vin cu propunerea invers. Eu nu sunt împotriva Maiei Sandu, nu sunt împotriva PAS-ului, sunt pentru Republica Moldova, dar este foarte clar că în ziua de astăzi este necesar de a crea o alternativă sănătoasă, pro-europeană, cu capacități de dezvoltare economică pentru Republica Moldova, care să fie un potențial partener pentru guvernare dacă acest lucru s-ar dori. Ori, în ziua de astăzi, nu vedem această capacitate. Domnule Ulianovski, rog. Încă o frază, dacă îmi permiteți, am făcut referință la dreptul la replică cu privire la publicația online Balkan Inside, de fapt, care a și publicat imediat după două zile după această reuniune din 14 mai, un articol vădit tendențios, unde a fost citat doar surse din partidul de guvernare, unde am fost vizat și eu. Ori aici, Republica Moldova, am solicitat dreptul la replică la acele portaluri online care au publicat această informație, precum că toți care au fost prezenți la această consultație reprezintă mâna Moscovei, da, trădător mâna Moscovei. Dreptul la replică nu a fost oferit, da? Ceea ce, în opinia mea, de fapt, nu corespunde nici codului jurnalismului, nici drepturile omului, de fapt, aici nu sunt respectate. Ori, atunci când am luat legătura, ori eu am o experiență de comunicare pe extern, nu doar cu politicienii diplomații, dar și cu agențiile de presă, oferind anterior interviuri la BBC, CNN, Euronews și multe altele, am luat legătura cu Balkan Insight, cu redactorul șef al portalului respectiv, care într-o secundă mi-a zis, domnule Noschi, îmi cerem scuze, nu v-am luat opinia dumneavoastră în calcul când am publicat informația respectivă, deoarece am fost informați dintr-o singură sursă, din cadrul Partidului de Guvernare, respectiv oferim dreptul la replică imediat. Așa și este, a doua corect. Zi a fost publicat, ori eu am avut această unică opțiune să plasez dreptul la replică al meu, nu Republica Moldova, dar într-un portal internațional pe care tot l-am postat pe spațiu online. Ori acum apare întrebarea, unde este acea libertate de exprimare și unde drepturile noastre ca și comunicatori publici, nu neapărat politicieni, sunt respectate Republica Moldova sau nu? Rămâne o întrebare retorică, sper să găsim un răspuns împreună la aceasta, poate nu astăzi, poate în altă zi. Haideți să analizăm un pic evenimentele care au avut loc în această săptămână. O spun mereu în această emisiune, nu știu dacă este de bine sau de rău, dar noi avem mereu spațiul mediatic plin cu bombe informaționale și de această dată nu a fost o excepție nici această săptămână. Publicația The Insider a obținut acces la corespondența pe o platformă socială dintre fostul șef al statului major general al Republicii Moldova, Igor Gorgan, și curatorul său de la Serviciul Secret Militar al Rusiei, colonelul Alexei Makarov. Gorgan raporta periodic despre situația politică internă din țară și transmitea date despre vizitele reprezentanților Ministerului Apărării al Ucrainei, care a achiziționat anumit echipament militar. Întrebarea mea este, este vorba aici despre un dosar de trădare de patrie? Pentru că dacă e să întoarcem pe toate părțile această informație, atunci ajungem la o singură concluzie. E grav. Este destul de grav.
este o amenințare la adresa securității țării, o amenințare despre care ni se tot vorbește deja de ani buni, vreo 2-3 ani la rând. Cel puțin sunt unele voci care spun că această informație a fost tratată așa, cumva pe alocuri superficial. Am văzut răspunsul președinției, unde ni s-a spus că este destul de grav ceea ce se întâmplă, bineînțeles, și că i s-au retras meritele. Am văzut reacția SIS, care ne-a spus că ține în vizor riscurile de securitate. Cum adică ține în vizor? În mod normal, într-o societate democratică și care ține la siguranța cetățenilor săi, acest om se afla deja după gratii. Dar trebuie să subliniem aici că fiecare persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea definitivă a unei instanțe de judecată. Și noi ținem cont în această emisiune de prezumția nevinovăției. Ne-am luat acest drept să facem public numele pentru că toate instituțiile de stat au făcut public acest nume, chiar dacă nu există o hotărâre definitivă de judecat. Haideți să analizăm împreună această bombă informațională din această săptămână. Nu vreau să acuz pe nimeni. Pur și simplu, în calitatea mea de jurnalist, am cules mai multe opinii de pe internet și vreau să vedem până la urmă unde se ascunde adevărul. Sau poate se întâmplă procedural corect tot ceea ce se întâmplă. Cu siguranță, acest caz, de fapt, cazul Gorgan, dacă deja l-ați citat și e deja în spațiu public numele respectiv, numele și prenumele respectiv, în primul rând, ca și jurist, cu siguranță trebuie să fac un disclaimer, o remarcă, precum că orice persoană se consideră nevinovată până la demonstrarea în instanța de judecată, respectiv urmează să vedem Ancheta și Procuratura Generală să inițieze un dosar pe acest caz. Am văzut niște declarații ale Procuraturii Generale ca instituție publică, însă situația este extrem, extrem de gravă. Nu exagerez, dar atunci când informații de acest gen, în primul rând, nu apar din interiorul Republicii Moldova, din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept, organelor care controlează sau au sarcina de a administra sectorul securității Republicii Moldova, inclusiv securității informaționale. Așa. În același timp apare întrebarea cum sunt verificați funcționarii de rang înalt, numiți în funcții cheie, care au acces la secret de stat, care semnează pentru faptul că au acces la secret de stat, respectiv, din punct de vedere al activității operative de investigație și în domeniul securității, persoana ar trebui, în mod normal, să fie verificată minuțios de către organele abilitate la numirea în funcție, la plecarea în funcție, la avansare sau regresare în funcție, dar este extrem de important să luăm în calcul că foarte multe persoane cu acces la informații sensibile, ori fiind într-o regiune, în Ucraina este război în ziua de astăzi, respectiv toți trebuie să fim într-o stare de alertă, în special organele de securitate, așa, de forță. Nu trebuie de exclus faptul că foarte multe persoane numite în funcții, cheie cu acces la secret de stat, pot fi și sunt abordate pe parcursul exercitării funcției sale, adică pot fi recrutate, contactate, preluate în activitatea lucrului operativ de investigație și spionajului extern în Republica Moldova, respectiv trebuie să fim protejați. Prima întrebare, de ce aflăm din The Insider și nu aflăm din Republica Moldova? Da? Prima întrebare, retorică de fapt, ori noi, ca cetățenii Republicii Moldova, trebuie să știm că noi suntem protejați de către guvernare sau organele de stat ale Republicii Moldova. Și ori sarcina trebuie să fie pusă pe prevenire și combatere a emisiunilor străine, dar nu reacția la aceasta. Da? Deci asta e prima întrebare, consider că este o întrebare pertinentă pentru Republica Moldova, ori pe de altă parte am văzut, sunt foarte multe pe ultimii 2-3 ani declarații că totul e sub control, da, suntem într-o situație de război hibrid, însă situația este sub control, precum declarau. Se ține în vizor, șefii, exact așa citat din comunicatul. Se ține în vizor, este o reacție evidentă a unui organ abilitat în domeniul respectiv care nu poate comunica mult, însă consider că în ziua de astăzi noi, ca și de cetățenii Republicii Moldova, suntem în drept să cunoaștem, unu, dacă e adevărat, doi, eu nu exclud faptul că cazul Gorgan poate fi doar vârful piramidei
piramidei ale persoanelor cu funcții care au fost numite în funcții cheie în statul Republica Moldova, au fost, mai sunt, nu mai sunt, alții au fost plecați, care colaborează cu serviciile externe și în cazul dat cele care sunt împotriva intereselor Republicii Moldova. Și aici eu cred că pot să vă dau un exemplu. Atunci când eram ministru de externe al Republicii Moldova, am promovat, de fapt am fost unicul ministru de externe al Republicii Moldova care a promovat la ONU acea rezoluție cu privire la retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, când în 2018, pe 22 iunie, această rezoluție a fost adoptată de către ONU, în premieră pentru țara noastră. Ori în ziua de astăzi nu vedem pe nimeni să facă referință la acea rezoluție, care de fapt atestă dreptul nostru și susținerea ONU pentru retragerea trupelor străine. Ori atunci, în procesul de promovare și pe intern și pe extern, de către echipa Ministerului de Externe, a acestei rezoluții, care evident nu era în favoarea Federației Ruse, dar era în favoarea țării mele, s-a văzut foarte clar cum s-au activizat foarte multe persoane pe intern din aparatul de conducere al țării și nu doar, care au încercat la o etapă sau alta să intervină cu anumite piedici, chiar, da, directe, indirecte, pentru ca să nu reușim și să pierdem la ONU. Așa. Ori de atunci încă acest lucru a fost semnalat. Ori în cazul respectiv, revenind la cazul Gorgan, în această situație, dacă nu mă greșesc, domnul Gorgan de fapt a fost eliberat în funcție de către domnul ministru Șalaru în 2015, tot pe acuzații precum că ar servi, ar coopera cu serviciile rusești în cazul dat. Am văzut și postarea domnului Șalaru, fac referință la acea postare, așa. De acolo este sursa de informație. În același timp, revenind la modul în care dumnealui a revenit în funcția de comandantul, șeful Marelui Stat Major, da? Atunci când doamna Maia Sandu, fiind în funcția de prim-ministru a Republicii Moldova, aflându-se într-o coaliție cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, îl înaintează pe domnul Gorgan în funcția respectivă, domnul președinte Dodon, care a și semnat decretul de numire a acestuia în funcție. Apare întrebarea. Numirea domnului Gorgan în 2019 a fost verificată de către organele de ocrotire, da, PSIS-ul, internele și altele, având în vedere faptul că în 2015 a fost eliberat din funcție pe suspiciuni. Deci, ori atunci s-a închis ochii, cineva a decis să închidă ochii, deoarece suntem sau erau într-o coaliție, PAS, PSRM, e un partener, închidem ochii, nu verificăm, iarăși filtrele de integritate, filtrele de securitate, care de fapt au dat greș în opinia mea atunci și acum vedem acum ce s-a întâmplat. Cu respectarea principiului prezumției nevinovăției, fără îndoială. Ori Republica Moldova, per ansamblu, a fost tot timpul ținta activității spionajului rusesc și nu doar, și respectiv eu cred că noi trebuie să întărim nivelul nostru de protecție și propria capacitate de a, nu doar de a reacționa post factum, dar de a preveni aceste scurgeri de informații. Ori, revenind la subiectul respectiv și la cazul mai mare, nu doar cazul Gorgan, dar cazul investigației comune între... Da, tocmai voiam să ajung și la acea investigație. Dar haideți să ne oprim un pic aici la acest caz și după care trecem și acolo, că și acolo este interesant. Da. Dumneavoastră v-ați referit la unele instrumente, adică ar fi mai oportun să întreprindem unele măsuri pentru a preveni astfel de cazuri și nu să acționăm post factum. Oare nu este... Iată acest articol, Trădarea de Patrie, care iarăși a format un val de reacție în societate, un astfel de instrument? Știți, modificările, de fapt, la acest articol, pentru că el există. Pentru care Amnesty International, de fapt, a avut o reacție extrem de negativă. Așa. Ori, nu vreau să atac guvernarea, dar iarăși vedem, din păcate, un nihilism nu doar juridic atunci când ne referim la faptul că guvernarea nu respectă recomandările Comisiei la Veneția, dar acum avem reacția Amnesty International, care totuși este o instituție cu renume, da? Cu un statut și cu o reputație. Și atunci când Amnesty International vine cu o reacție și zice foarte clar, nu modificați și nu adoptați
legea, ori astăzi avem și informații noi cu privire la faptul că legea a fost votată în lectura a doua, dacă nu greșesc eu, cu modificările respective, precum se face referință la articolul 4 cu privire la legea securității statului. Așa. Dar a rămas esența, trădarea de patrie, doar se specifică de fapt elementele, dar sunt foarte activități ostile statului. Ori aici putem interpreta și iarăși atât timp cât orice modificare legislativă are loc într-un context care este utilizat de către guvernare în scopul politic sau de partid, conjunctural, și nu se uită pe ansamblu la principiu ce înseamnă trădarea de patrie. Sunt niște acțiuni, de fapt, da? Ori când tu zici că reprezintă niște abordare ostilă, campanie de dezinformare, iarăși mergem pe online, și multe altele, deschide ușa spre abuzuri. Și atunci când vedem reacția guvernanților, precum că recomandarea Amnesty International, am auzit-o, dar noi aveam situația care noi avem și decizia o luăm noi, suveran. Ori eu cred că această acțiune, această abordare deschide cutia Pandorei, una. În al doilea rând, nu trebuie să modifici legislația, neapărat după bunul tău plac, pentru a preveni atacurile serviciilor străine pe teritoriul Republicii Moldova. Da? Legea era foarte clară. Foarte clar spunea, e nevoie de specificat acțiunile care sunt, dar foarte clar, foarte îngust. Și ulterior, organele abilitare să documenteze pas cu pas, acțiune cu acțiune și să formeze acel rechizitor care să meargă într-o procedură de judecată, într-o procedură clasică de inserarea dosarului penal, urmărire penală, plecarea în judecată și deja condamnare. Adică, ceea ce vreau să spun eu, nu e necesar sau este important de evitat politizarea excesivă a acțiunilor respective. Sunt proceduri foarte clare, organele trebuie să-și facă treaba și trebuie să fie decizii respectiv în domeniul dat. Domnule Ulianovski, haideți să vorbim despre acele percheziții în urma cărora, în toată țara ele au avut loc în această săptămână, stimați telespectatori, probabil ați văzut cu toții și în buletinele noastre informative am mediatizat acest subiect. Marți s-au desfășurat 33 de percheziții în toată țara, într-un dosar penal de luare de mită a oficialilor din Moldova și altor țări pentru a împiedica Interpol să publice așa numitele notificări roșii despre persoanele aflate pe lista internațională de urmărire. În cadrul unui briefing de presă, șefa Procuraturii Anticorupției, Veronica Dragalin, a spus că instituția pe care o administrează a solicitat asistența experților Biroului Federal de Investigații din SUA în ancheta comună care a avut loc împreună cu colegii din Franța, dacă nu greșesc. Așa, în urma acestor percheziții au fost reținute 4 persoane, ieri, pentru că emisiunea se înregistrează, 5, una a fost eliberată, au rămas până la urmă acea cifră de 4. Acești oficiali făceau parte dintr-o grupare criminală transnațională care, de fapt, îi ajuta pe cei care trebuie să nu îi ajute, cu alte cuvinte. Domnule Ulianovski, pe fondul la tot ce se întâmplă, iată, cazul corupția la Interpol, cazul agentului, așa zisului agent, spion, judecata va decide până la urmă ce este, care dintre ele este mai grav? Cel mai grav este faptul că cetățenii Republicii Moldova și eu și dumneavoastră nu ne simțim mai siguri în faptul că statul și instituțiile statului sunt capabili să ne protejeze. Deci, aceasta e prima întrebare. Ne simțim noi în siguranță atunci când ni se spune că totul e sub control, când de fapt nu e sub control? Unu. În al doilea rând, fără îndoială, aceasta reflectă mai multe erori, de fapt în niște breșe în domeniul securității și eu sunt de acord cu partenerii de dezvoltare pe acest domeniu, că noi trebuie să ne învățăm mai bine în a administra și a verifica integritatea persoanelor cu funcții de răspundere. Dacă nu greșesc, în ziua de astăzi, după ultimele evoluții, avem situația în care o singură persoană, de fapt, a rămas, i-a fost aplicată măsura preventivă sub formă de arest, exact. Arest preventiv pentru 30 de zile. Este vorba despre domnul Țintiu, cel despre care spuneam și în intro-ul meu astăzi. Așa. Reprezentantul, exact, Interpol în Republica Moldova. Este foarte grav acest lucru. Bine că
a fost implicate și partenerii din Franța, dar și reprezentanții Biroului Federal de Informații de Investigație din SUA. Așa. Urmează să vedem mai multe și aici este foarte important modul în care se comunică cu societatea. Ce a fost? Fiindcă nu cred că este în interesul, sau sper că nu este în interesul guvernării de a crea și mai multă panică în societate. Ori atunci când apare foarte puțin informație, apar multe interpretări, multe exagerări, manipulări și respectiv crearea unei stări de frică sau panică și utilizarea acestei stări de panică în scopul, să nu zic electoral, în scopul de partid sau politice. Așa. Respectiv, eu cred că accesul la informație și, doi, datoria instituției publice de a comunica ce a fost cu adevărat, care sunt rezultatele anchetei, înțeleg că încă este în desfășurare, în derulare, dar la fiecare etapă a anchetei, eu cred că noi, lumea, trebuie să știe ce se întâmplă, ce se face. Fiindcă problema este, are riscul să devină și mai gravă. Câte alte infracțiuni care au loc în ziua de astăzi nu sunt verificate, nu sunt documentate, nu se cunosc. Nu poți acoperi la nesfârșit că totul e roz în Republica Moldova. Nu trebuie să recunoaștem atunci când facem greșeli, fiindcă este uman de a greși. Dacă nu faci nimic, nu greșești. Trebuie să mai ascultăm și reprezentanții opoziției care vin cu niște recomandări constructive. Dar în același timp trebuie să fim foarte atenți, doamna Kravchenko, la subiectul atunci când noi, sau guvernarea de fapt, promovează oamenii în funcții cheie în instituții internaționale. Ne spuneți mai multe despre asta după o mică pauză publicitară. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu ochii pe noi, revenim imediat. Doamnelor și domnilor, iată ne reveniți în studio. Discutăm astăzi cu Tudor Ulianovski, cel care a anunțat deja că intenționează să se lupte pentru fotoliul de președinte al țării noastre. Domnule Ulianovski, discutam înainte de publicitate despre faptul că guvernarea ar trebui să fie mai atentă atunci când numește persoane în funcții cheie, mai ales în structuri care au tangențe directe și cu alte țări. Haideți să detaliem aici. Exact, acest lucru este extrem de important și vă zic această poziție nu ca un simplu cetățean, dar ca un fost ministru al afacerilor externe, care a promovat reprezentanții Republicii Moldova nu doar în funcție de ambasador, consilier sau consul, dar și atunci când am promovat personalități în diferite domenii, în diferite instituții internaționale, ale ONU sau alte structuri internaționale. Așa. Ori tot timpul am solicitat verificarea acestora de către reprezentanții Serviciului de Informație și Securitatea Republicii Moldova, fiindcă tot timpul trebuie să știm cine ne reprezintă peste hotare, în funcție pentru că ei sunt până la urmă imaginea țării exact, noastre, fiindcă aici e vorba despre reputația țării, despre modul în care noi suntem capabili și apți de a filtra și a verifica cei care ne reprezintă. Ori atunci, eu chiar am o experiență mai puțin pozitivă atunci când actuala guvernare de fapt a transmis și o scrisoare împotriva mea atunci când eu am candidat în urmă cu 6 luni și am câștigat un concurs internațional la ONU, ori după scrisoarea transmisă de fostul ministru al afacerilor externe, ministru Popescu, la sediul ONU la New York, am fost retras din cursa respectivă și de fapt sunt întrebări cu privire la domnul Popescu în contextul în care dumnealui promova cu insistență noțiunea de război civil, precum că Federația Rusă și Armata Rusă a salvat Republica Moldova în cadrul războiului independentist. Ori cred că și în cazul acesta trebuie să fie aplicate niște filtre de securitate atunci când promovezi. Nu l-ați întrebat pe domnul Popescu ce a stat la baza argumentării? Nu am avut prilejul, dar am vorbit cu colegii de la Ministerul de Externe și de fapt am înțeles că a fost indicația personală a dumnealui, coordonată cu superiorii, nu știu de ce, dar ca și atunci apare foarte clar întrebarea care sunt filtrele actualei guvernări. Esența e aceasta. Care sunt filtrele actualei guvernări după o perioadă foarte lungă de situație excepțională în Republica Moldova, atunci când se luau decizii în stânga și în dreapta, nefiltrate, neverificate, ori avem și un război în Ucraina, tragic, după invazia Federației Ruse și agresiunea militară în Ucraina, ori în acest context noi trebuie să fim și mai vigilenți pe cine promovăm,
să verificăm cei care lucrează, da? Și apare întrebarea atunci când sunt breși de acest gen și sunt promovați sau nu sunt verificați în permanență cei care sunt numiți în funcții internaționale. De principiu să fie foarte clar, eu sunt în favoarea ideii, strategiei, de fapt, a promovării reprezentanților din Republica Moldova, din diferite domenii, nu doar Ministerul de Externe, Economie, Agricultură, Interne și altele, în funcții cheie în cadrul instituțiilor internaționale, ale ONU și altele. Este o investiție pe termen lung. Exact. Da? Chiar dacă persoana respectivă este detașată de către Republica Moldova și are o funcție internațională independentă, neutră, dar cu siguranță sunt experiența niște, sa este destul de experiența și avantajele valoros pentru țara noastră sunt foarte mari. Deci trebuie să fie, de fapt, eu aș veni cu recomandare constructive să avem un plan de acțiuni, nu doar pe un an, pe 3, pe 5, pe 7 ani, să creștem viziune. Specialiști, viziune, specialiști, să-i creștem, să-i dezvoltăm, să investim în ei, să-i promovăm în funcție cheie în structuri internaționale și după aia să beneficiem ca stat, economic, reputațional și multe altele. Sună frumos, domnule Ulianovski, doar că cu mătrismul în Republica Moldova nu l-a anulat nimeni, din păcate. Așa că cu mătrismul nu l-a anulat, dar sunt niște principii generale de integritate pe care noi le vedem anunțate, de fapt și actuala guvernare a venit la conducere, de fapt, cu slogane electorale pentru integritate, manager, profesioniști, ori în ziua de astăzi, din păcate, vedem mai mult interese de partid, ori se simte o extremă politizare a actului de guvernare, actul de justiție, actul în domeniul securității. Știu că sunt foarte mulți profesioniști care continuă să muncească, să activeze, îi încurajez să-și îndeplinească munca în modul corespunzător, fiindcă de ei depinde și de viitorul țării noastre. În presa de peste prut, apropo, au apărut mai multe nume implicate în această schemă și mă tem că și aici este vorba despre o piramidă la care ați făcut dumneavoastră referire în cazul spionajului. Și atunci iarăși apare aici o întrebare retorică. Câți mai sunt în sistem? Sunt sigur că mai sunt. Așa. Mai sunt de diferite tipuri. Activ, pasiv, pasiv. Cum sună asta? Dezactivați, în stare dormante. Parcă suntem într-un fond de acțiune, domnule. Dar nu suntem. Suntem într-o regiune cu specific unde nivelul de alertă trebuie să fie la nivel mai înalt, unu. În al doilea rând, o recomandare insistentă, și aici o zic ca un profesionist diplomat, este extrem de important schimbul operațional de informații cu instituțiile de forță și nu doar, și pe subiectul diplomației, cu partenerii, cu România în primul rând, schimbul de informații, da? Cu Ucraina fără îndoială. Știu că sunt anumite contacte, dar cred că e necesar de a avea niște mecanisme foarte clare de schimb de informații operative, deci nu în 2-3 săptămâni sau luni, deci da, imediate. Și aici este important ca noi să intrăm în spațiu informațional comun de schimb de informații, iarăși, nu doar cu Franța, dar și cu Uniunea Europeană. De ce ne împiedică la etapa actuală să avem această procedură bine pusă la punct, acest mecanism? Sunt necesare modificări ale legislației în acest sens sau pur și simplu nu se vrea? Întrebarea poate fi retorică, se vrea sau nu se vrea, e o întrebare destul de reală și are rostul. Nu se vrea sau nu se poate, sau nu se poate deoarece nu se conștientizează cum se poate de lucrat. Ori aici eu am întrebări serioase cu privire la nivelul de pregătire profesională a celor care ne conduc în ziua de astăzi în Republica Moldova. Consider că sunt persoane mult mai bine pregătite în Republica Moldova pe diferite domenii. Una. Doi. Dacă ești capabil, vii cu o viziune. Dacă ești capabil, vii cu o viziune care poate fi implementată. Și după aia stabilești un mecanism foarte clar. În caz de ceva, se întâmplă protocolul 1, protocolul 2, protocolul 3. Întrebarea a fost pusă corectă dacă se vrea sau nu. Și cred că foarte multă lume în ziua de astăzi în Republica Moldova și nu doar în Republica Moldova, deoarece comunic și cu mai mulți foști colegi din cadrul diferitor instituții publice, ministerii afacerilor externe din Europa și nu doar, apare întrebarea dacă se dorește, într-adevăr, o transparentizare a situației din Republica Moldova. De ce? Fiindcă, pe de o parte, actuala guvernare promovează cu insistență, pe plan extern, imaginea sau percepția că totul este roz în Republica Moldova. E perfect lupta cu corupția, e perfectă, reforma justiției e perfectă, economia e ok,
Deci Republica Moldova în extern, când citești presa promovată de către sau finanțată de către actuala guvernare în extern, citești că Republica Moldova e un oasis, da? Așa. E un oasis în contextul regional de război și multe altele. Deși nu e așa. Oricei care suntem noi în Republica Moldova, vedem că e o discrepanță enormă între imaginea care se promovează, se propulsează pe extern și cu situația derizorie, de fapt, și extrem de riscantă pentru succesul democratic și succesul pro-european al Republicii Moldova. Ori eu sunt un pro-european și eu văd foarte clar riscurile pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, pentru a continua democratizarea Republicii Moldova. Care atunci sunt aceste? Riscurile, dacă nu devenim europeni în sensul adevărat al cuvântului, riscurile sunt foarte clare. Colapsul economic, da? Să rămânem și cu mai puțini studenți, și cu mai puțină populație. Ori în ultimii 3 ani din Republica Moldova au plecat, dacă nu greșesc, 180.000 de oameni. Și în ziua, se nasc tot mai puțin copii. Mai puțin se nasc, nivelul natalității este foarte, foarte mic. Trebuie urgent să restabilim acele mecanisme de stimulare a creșterii natalității, cât mai mulți copii, cât mai multe subvenții și nu doar subvenții gen majorarea pensiilor care este de indexare de 2-3%. Invers, în locul salariilor mari la miniștri, salariile mai mari pentru oameni cu mulți copii, să ne gândim cum să relansăm economia. Ori aici eu am niște viziuni foarte clare cu privire la modul de reindustrializare urgentă necesară pentru Republica Moldova. Ori, dacă întrebăm toți cei care locuiesc în nordul Republicii Moldova, în centru, în sud, toți au o melancolie despre timpurile trecute, nu despre Uniunea Sovietică, dar despre faptul că anterior activa o uzină, avea un loc de muncă. O uzină de fabrică de conserve, așa, de sticlă, de sucuri, de prelucrare a fontei, a oțelului, chipuri, multe deci, alte chestiuni. Până la urmă, nostalgia nu este după Uniunea Sovietică, cât după o garanție, economie. După o garanție a faptului că tu locuiești în țara ta, tu ai un salariu care îți permite, eu aș modifica, în general aș ajunge la situație în care un salariu normal în Republica Moldova, de bază, să acopere tot coșul minim de consum, plus 15% pentru cheltuieli neprevăzute. Așa. Nu știu, o vacanță sau alte chestiuni. Nu sunt declarații populiste. Exact asta voiam să întreb. Este posibil? Categoric, este posibil, dar trebuie urgent de intervenit. În ce mod? În primul rând, de controlat modul de împrumutare excesivă la niște condiții, dobânzi neclare, netransparente. Nu cunoaștem până în prezent câți bani s-au împrumutat, la ce procent s-au împrumutat, unde banii ăștia împrumutați de peste hotare ale țării sau oferiți ca și credite, nu granturi. Bun, este componenta grantului, este bine, dar în mare parte sunt credite. Împrumuturi care trebuiesc ce? Întoarse. În baza la ce? Dacă banii respectiv nu sunt investiți într-o producere, da, care generează locuri de muncă, generează exporturi, atunci e o problemă. Dacă banii sunt risipiți și duc la mărirea inflației, o Republica Moldova în ziua de astăzi, inflația este la un nivel extraordinar de mare, mai mare decât în Ucraina, atunci apare întrebarea, cum întorci datoriile înapoi? Și vă zic cum. Au loc în ziua de astăzi. Se închid școli, se închid grădinițe, se închid maternități. Nu vreau să doar să critic, vreau să vin și eu cu o propunere. Deci, unele din viziuni care le am eu sunt pentru Republica Moldova și le-am văzut active în ultimii 4 ani când am activat într-o companie internațională în domeniul energiei regenerabile. Cum se lucrează cu fondurile de investiții? Cum statele mai slabe, în sensul bun al cuvântului, decât Republica Moldova, dar care au capacități de negociere cu fondurile de investiții, care vin cu niște planuri concrete și vin cu niște măsuri foarte clare de facilitare sau stimulare a investițiilor fiscale, fluxul de bani, ori în ziua de astăzi Republica Moldova este extrem de dificil de introdus sume de bani legal cu proceduri de KYC, Know Your Customer, AML, Anti-Money Laundering, deci sistemul spălare, antispălarea banilor și multe alte chestiuni. Și acest lucru este semnalat deja foarte clar de către diaspora Republicii Moldova, care ar dori să revină în Republica Moldova, să reinvestească, să cumpere o casă, să creeze o mică afacere, dar atunci când sunt aceste impedimente birocratice pentru reintroducerea banilor, 1, 2, neapărat trebuie de reintrodus sau de micșurat taxele, impozitele din Republica Moldova. Eu am o viziune, două chestiuni. Prima, 5 pe 5, pe următ, oricine care investește în Republica Moldova, următorii 5 ani închide impozit pe venit 5%. Da? Bine, e 0% dacă reinvestești, dar
5 la 5. E o chestiune simplă, pragmatică, atractivă și foarte mulți din diaspora care au reușit, apropo, să-și dezvolte afaceri peste hotarele de țări, ar veni a doua zi în Republica Moldova. Nu e atât de simplu, trebuie de muncit, fără îndoială. În același timp, aș veni cu, sau vin cu această propunere de un naționalism economic sănătos. Ceea ce putem produce în Republica Moldova, nu vom importa. Și dau un exemplu concret. Industria textilă în Republica Moldova, care este o industrie de top, totuși top 3, agricultura și industria textilă e locul 2 sau locul 3, IT-ul și cei care produc Republica Moldova, care au angajați, fabrici care încă mai activează Republica Moldova, nu au plecat peste hotare, nu au închis fabricile, au angajați, 200-300 de angajați, au producere, importă materia primă. Sunt impuși să achite taxe pe valoare adăugată, TVA-ul, și taxe de import în Republica Moldova atunci când aduci materia primă. Ori, tu încă nu ai profit. Tu doar aduci materialul prim ca să-l procesezi cu forță de muncă pe care trebuie să o achiți. Asigurarea medicală, socială, salariu. Și doar atunci când vinzi, tu ai profit. Dar banii care tu ai cheltuiala respectivă până la realizarea mărfii, în cazul dat, îi împrumuți la bancă, la un procent exorbitant. Respectiv, de ce să nu achiți TVA-ul atunci când realizezi marfa, când vinzi produsul final? Da? Și un producător de textile din Republica Moldova are costuri mari, bătăi de cap, credeți-mă, foarte, foarte multe, birocrație și multe alte impedimente, de fapt, care nu trebuie să aibă loc în Republica Moldova. Ori, pe de altă parte, altcineva importă în Republica Moldova o marfă similară, la un preț mai mic. Mai are o discuție cu Vameșul care mai modifică clasificatorul, nomenclatorul produsului, articolului importat și vine pe piață cu un preț mai mic, face un dumping de preț. Și bineînțeles că este o concurență neloială. Fără îndoială. Și acest lucru nu se vede de către guvernare. Ori eu am fost, de fapt, unul dintre cei 8 candidați la funcție de președinte sau director general al Organizației Mondiale a Comerțului. Așa. Unde am cunoscut, de fapt, cum statul, în mod legal, poate interveni să-și protejeze propria piață, proprii producători, prin subvenții nu la export, dar la producere. Deci prin niște chestiuni care, de fapt, nu le vedem în ziua de astăzi. De ce nu le vedem? Ori nu se cunoaște, ori nu se vrea. Dar problema este că se închid fabrici, investitorii străini pleacă din Republica Moldova. Avem cazul Fugicura, avem cazul Coroplast. Acum am văzut ultima informație de ultimă oră, precum și compania Sumitomo, de fapt care activează de mult timp Republica Moldova, ori am fost de multe ori în vizită la această companie, are și un dosar de fapt de judecată și au un litigiu de 14 milioane de euro plus minus, care nu cred că reprezintă un stimulent de a continua să investească Republica Moldova. Așa. Deci companiile pleacă din Republica Moldova. Oamenii pleacă. Trebuie urgent de intervenit, de oprit degradarea economiei și de relansat. Ori doar atunci când faci declarații sau, mai concret, ca și fost ministru, am citit și așa numitul plan de dezvoltare națională promovat de actuala guvernare. Ideea este bună. E necesar de un plan național de dezvoltare. Guvernul construiește. Așa. Declarații noi putem face. Noi avem aptitudine de a scrie poezii, de a fi populiști. Dar oamenii n-au nevoie în ziua asta de populiști. Oamenii au nevoie de oameni care să vină și să execute. Da? Să simtă schimbare. Să vezi că faci ceva, nu doar declari. Ori atunci când scrii pe hârtie foarte multe foi, foarte multe pagini, cu titlul Plan Național de Dezvoltare, care presupune ce? Costuri de sute de miliarde de lei. Apare întrebarea, de unde ai banii ăștia? Exact asta vreau să întreb, de unde luăm banii ăștia? Deci, ori trebuie să vii și cu note, eu știu de unde, fiindcă eu am lucrat cu fondurile de investiții. Așa. Nu zic că vindem țara fondurilor de investiții, da? Dar negociem cu ei, fiindcă ei ce au nevoie? Ei au nevoie de două lucruri. Prima, o garanție de stat, sub diferite forme, că banii care sunt investiți în Republica Moldova sunt garantați și, doi, un procent de returnare a investiției, ROI, Return of Investment. În mare parte, în ziua de astăzi, datorită faptului că valoarea banului a crescut, să nu intru mult în detalii tehnice, așa. Deci un procent stabil de 5-7% de returnare anuală a investiției ar fi suficient. Evident că este și ratingul țării, credit rating și mai departe. Dar sunt, banii pe piața internațională sunt. Plus că
Vă dau un exemplu concret. Când am fost ministru de externe, am avut o vizită la BERD, Oficiul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Londra. Așa. Și am venit cu o idee, de fapt cu un proiect, de a crea un fond de dezvoltare a Republicii Moldova, care presupunea două lucruri. Prima, BERD-ul se implică și finanțează proiecte în Republica Moldova pe care guvernul le identifică. Doi, BERD-ul face acest lucru, adică orice dolar care, sau euro care îl oferă banca europeană, să fie suplinit și de către un euro din partea unui membru ai diasporii din Republica Moldova. Așa. În contextul în care foarte mulți membri ai diasporii ar investi în Republica Moldova, dar au și ei nevoie de garanții. Și fondul acesta, banii din diasporă, banii de la BERD, garanția de stat, proiecte în comun realizate, urmează să fie investite și fiecare se simte ca un fel de acționar, ca o parte componente a unui proces garantat de stat, garantat și de o bancă europeană, da? Și cu gândul plăcut că, uite, eu ajut la dezvoltarea țării mele și încă își fac bani pe seama aceasta. Exact. Deci e un plus, plus, plus. De ce? Eu, ideea mea a fost inițial, din proiectul ăsta pare 1 plus 1, dar care a fost limitat ca și sumă inițială. Și eu gândeam, de ce să facem mai mare? Ori noi tot timpul ne gândim că hai să facem cu pași mai mici, mai ca puțin. Ca să vedem ce iese și după. Exact. Așa. În cazul dat sunt foarte multe practici, exemple, instituții. Dacă nu știi, întreabă. Dacă nu știi, angajează. Fă un outsource, deci angajează din extern. Ori vin cu o recomandare constructivă, de fapt, pentru actuala guvernare să negocieze mult mai mult atunci când împrumutăm la greu și să venim cu niște propuneri concrete unde banii ăștia se investesc sau se varsă în cazul dat. Domnule Ulianovski, vizita oficialului de rang înalt din Statele Unite ale Americii, domnul Blinken, săptămâna trecută la Chișinău, a fost un semnal clar că Republica Moldova este importantă pe arena internațională, trebuie să recunoaștem și să-i dăm cezarului ce e cezarului. A venit și domnia sa cu un cadou, așa cum le stă bine vizitatorilor, și ne-a adus și ceva bani. Sunt împrumut și ăștia? În primul rând, eu care am fost, de fapt, responsabil de dosarul american în Ministerul Afacerilor Externe, așa, cel mai longeviv responsabil dosarul american, salut această vizită. Este fără îndoială un semnal de susținere majoră, nu pentru guvernare, nu pentru președinte sau guvernare, pentru Republica Moldova și pentru noi ca cetățenii Republicii Moldova. Așa. Republica Moldova este importantă pentru Washington, indiferent de culoarea politică de la Washington. Este foarte important acest lucru de menționat. În același timp, eu țin contactul și țin legătura cu oficiul secretarul american de stat, Tony Așa. Blinken, și știu foarte clar, de fapt, că componenta sau suma, de fapt, care a fost declarată de asistență, de fapt, e un împrumut, fără îndoială, așa, dar face parte dintr-o sumă declarată anterior. 300 deci și ceva. 700 de... și ceva, așa, după aia a fost 300 și acum e 80 și ceva, da, pentru, în contextul deja enunțate, da? Deci nu e o sumă nouă, nu e o sumă de bani separată, nouă, este face parte acelui angajament, acelui pachet de suport, de susținere a Republicii Moldova, care în mare parte este orientat în domeniul energetic. Așa. Fără îndoială, eu cred că este indiferent de ceea ce spune oricine, este important că această vizită a avut loc, ca și semnal politic. Doi, banii au fost alocați și în domeniul lui energetic, ori eu consider că Republica Moldova trebuie totuși să decupleze de la resursele energetice rusești, să investească la greu în domeniul regenerabil, ori banii americanilor, apropo, anterior, au fost dați inclusiv pentru a compensa acele facturi pe care noi le-am achitat la prețul mult mai mare, la un preț de gaz, facturi cele mai scumpe din Europa, de fapt, după contractul care a fost negociat cu Gazprom. Nu, eu nu cred că este corect și nu este normal. Și știu că la Washington au fost multe întrebări pentru ce trebuie Washington, nu? De fapt, să finanțeze Gazpromul prin acoperirea costurilor de facturi mai mari. Că banii ăștia n-au venit în Republica Moldova. Ei cu o mână în Moldova au ajuns
li se dă persoanelor pentru a compensa factura și banii unde pleacă? Pleacă la furnizor, la Gazprom. Deci, respectiv, dar datoria rămâne. Da? Deci, e o problemă. Doi, fără îndoială, Republica Moldova, și aici vreau să vin nu doar cu critică, dar și cu niște aprecieri, s-au făcut niște mișcări, niște declarații, ministrul energiei, domnul Parliukov, a avut niște activități pe extern, pe reconectare sau conectarea Republicii Moldova pe tronsonul cel care vine din Grecia și multe altele. Așa. Intențiile sunt bune, doar că trebuie să ne mișcăm mai rapid. Unu. Doi. Ce ne încurcă mult mai rapid să implementăm sau să dezvoltăm proiecte regenerabile? Ele au loc în Republica Moldova, dar suntem mult prea departe de cea cotă europeană de generare a energiei într-o țară, Republica Moldova, din surse regenerabile. Ori doar așa putem să fim cu adevărat independenți. Ori în ziua de astăzi, când am văzut declarații foarte clare că gata, nu mai cumpărăm gaz de la ruși, dar am cumpărat din altă parte care tot era gazul rusesc cumpărat prin părți terțe, iar în ziua de astăzi spunem că stați că dacă va fi un preț, să revenim la gazul rusesc. Ori în esență, noi niciodată nu am, sau actuala guvernare nu s-a decuplat. Ne-am decuplat de la acea... Da. Și acest lucru este extrem de important, doamna Kravchenko. Unde acești bani vor fi, ăștia 80 de milioane de dolari, unde, în ce concret banii ăștia vor fi investiți sau alocați? Cine trebuie să ne spună unde? Bine, e actuala guvernare, de fapt, care reprezintă tot controlul Republica Moldova. Guvernul, în cazul dat, ministrul energiei sau primul ministru sau cine în ziua de astăzi controlează nu subiectul știu, respectiv în Republica. Nici eu nu știu, fiindcă avem diferite percepții în societate cu privire la cine controlează finanțele străine. Apropo, e o întrebare foarte pertinentă. Va fi o notă de plată la un moment dat din partea partenerilor de dezvoltare întrebând unde s-au dus sau unde au fost și implementați. Și nota de plată va fi achitată de către cetățenii Republicii Moldova? Fără îndoială. Acest lucru nu este specific nou în Republica Moldova. Acest lucru este specific oricărei țări, inclusiv Ucrainei, da, inclusiv Georgiei, inclusiv altor țări din Asia Centrală și nu doar, care au beneficiat de ajutoare în permanență. Deci unde au plecat banii ăștia, ce ai făcut tu cu banii ăștia? Deci 80 milioane, ok, concret. Unde este transparența guvernamentală, dacă tot pretindem că suntem pentru integritate și transparență în cheltuirea banilor publici, ori în esență atunci când tu împrumuți ca stat, ei devin o parte componentă a unui bugetului public, întrebarea pare foarte clar. Unde sunt banii, în cât timp vor fi disbursați, versați, unde și ce valoare adăugată va genera. Eu, ca om simplu din Republica Moldova, cum voi simți că banii ăștia au avut un efect? Să știți că foarte multă lume se întreabă, apropo, cum eu, în calitate de cetățean, voi percepe, voi simți aceste ajutoare venite din exterior, care sunt multe de altfel, trebuie să recunoaștem. Se întreabă foarte mult o lume, să știți. Răspunsul, în opinia mea, prima, doar dacă banii sunt investiți în industrializarea Republicii Moldova, să genereze, să vedem foarte clar, e o fabrică, e o producere, așa. Da? Unu. Doi, eu cred că Republica Moldova trebuie să devină parte a acelor regional value chains, acelor valori regionale, adică noi nu trebuie să producem un produs de la zero, până la cheie, da? Deci de la până la. Noi putem produce o parte componente a unui produs care se produce în mai multe state. Așa. Și să fim parte a lanțului valoric care va genera locuri de muncă, da? Și aici se poate de implementat, de investit, fără îndoială. 1. 2. Ca și consumator, noi cum simțim în primul rând? Dacă se micșorează prețul serviciului, da? Dacă noi vom genera energia în Republica Moldova, cu siguranță costurile vor fi mai mici și dumneavoastră și eu vom simți aceasta că vom plăti mai puțin bani din buzunar pentru aceste servicii. Și trei, să fie o continuitate și stabilitate în racordare, da, sau în aprovizionare cu tot ce ai nevoie. Dar fără îndoială, prima întrebare, și aici vă spun ca un om de afaceri în ultimii 4 ani, banii când sunt oferiți de către partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, fără îndoială cu intenții bune de a ne ajuta, așa. Dar care reprezintă împrumut sau credite care trebuiesc rambursate, da, cu un procent, chiar dacă se aplică o perioadă de 20 de ani, pe 30 de ani, grația, perioada de grație expiră. Așa. Și atunci va fi nota de plată. Și
ei tot vor întreba unde banii au plecat. Care este plus, minus, debit, credit. Și atunci, sau în acest context, nu cred că este corect de către orice guvernare, nu mă refer doar la actuală, fiindcă s-au împrumutat, să fim corecți, toate guvernările s-au împrumutat pe niște condiții care, de fapt, nu îi vor afecta pe ei. După mine și potopul, cum se zice, da? Și e o abordare greșită, de fapt, dacă te gândești la propriul partid sau propria imagine publică, politică, ca și o guvernare, da, e ok. Am închis găurile acum cu banii care vin în stânga și în dreapta, da? Ulterior, cei care vor fi, ei vor plăti, vor găsi sau se vor împrumuta la nesfârșit. Problema este că nu sunt schimbări în țară. De aia și apare întrebarea retorică de către mulți moldoveni care mai încearcă să revină de sărbătoare Republica Moldova și se întreabă, da, unde este schimbarea? De ce schimbarea nu este? Domnule Ulianovski, Blinken a mai venit cu niște bani și pentru reforma justiției. Justiția în țara noastră este un subiect care, din păcate sau din fericire, este cap de știri deja de foarte mulți ani. Și nu mă refer aici doar la guvernarea actuală, pentru că toate guvernările au venit și au încercat să facă o reformă a justiției, pe care noi, cetățenii de la firul ierbii, nu știu de ce încă nu o simțim această reformă, cel puțin nu îi simțim avantajele, pentru că o reformă este bine să vină cu avantaje la pachet. Dar întrebarea mea este alta și întrebarea mea este în conexiune directă cu o postare a dumneavoastră, pe care o să citesc cu permisiunea dumneavoastră. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Can we trust the commission with Răducanu and von Hebel to be doing the right things when they were not watched? Traduc în română. Integritatea este atunci când faci un lucru corect, chiar și atunci când nimeni nu te verifică. Noi suntem siguri că putem avea încredere în comisia cu Răducanu și von Hebel să facă lucrurile corect, chiar și atunci când sunt verificați? Can we trust, domnule Ulianovski? Pe dolarul american este așa o frază. In God we trust. Yes. Și apare întrebarea, do we trust the justice sector reform in the Republic of Moldova? Dacă avem noi încredere în modul în care are loc reforma justiției Republica Moldova, răspunsul cred că va fi în mare parte nu. Și într-adevăr, eu am activez în 2006-2005 la Ministerul Afacerilor Externe și de atunci tot aud de reforma justiției, necesitatea reformă, reforma mare, reforma mică a justiției. Au fost diferite stigme și etichete aplicate. Ori în ziua de astăzi avem o deficiență majoră de încredere în rândul societății cu privire la faptul 1. Ce se vrea să se ajungă cu reforma justiției? Ce reprezintă, în opinia actuală în guvernări, reforma justiției Republica Moldova? Deci, e o întrebare deschisă în ziua de astăzi, ori nu vedem o comunicare la acest subiect, unde se vrea să se ajungă. Așa. Da? Prima. Stația terminus, cu alte cuvinte. Corect. Dar și escalele care vor fi. Așa. Da? Ori, în ziua de astăzi, vedem o discrepanță, de fapt, a principiilor aplicate de către guvernare propriilor activități. Ne spuneți despre această discrepanță, îmi cer scuze că v-am întrerupt, după o scurtă pauză de publicitate, dar regizorul ne șoptește că trebuie să o luăm și eu îl ascult. Bineînțeles, doamnelor și domnilor, rămâneți cu ochii pe noi, revenim imediat. Doamnelor și domnilor, iată ne reveniți în studio, mai avem puțin din această emisiune, nu însă, să punem accentele pe subiectul despre reforma justiției, acea reformă atât de dorită de moldoveni și până la urmă atât de râvnită. Poate până la urmă va avea sorți de izbândă, cine știe, pentru că nu degeaba se spune atunci când îți dorești foarte mult ceva, transmiți un mesaj Universului și poate se întâmplă până la urmă și avem și noi o reformă autentică. Deși cei de la guvernare ne spun că până la urmă o reformă nu se face peste noapte și îi credem, pentru că așa și este, doar că această reformă și acest demers deja a devenit tragicomic pe alocuri, trebuie să recunoaștem. Spuneați înainte de publicitate despre această reformă și despre ceea ce trebuie de fapt să înțeleagă guvernarea. Vă rog să dezvoltați acea idee. Fără îndoială, a devenit un fel de tragicomedie, de fapt, a teatru absurdului în Republica Moldova, reforma justiției. Ori eu consider că, într-adevăr, Republica Moldova merită o justiție adevărată. Așa. Și eu consider că Republica Moldova mai sunt
reprezentanții ai justiției în diferite structuri, mă refer la instanțele judecătorești, în procuratură, în interne și în alte structuri, care își exercită bine treaba. Nu toți, fără îndoială, sunt și persoane care nu trebuie să fie în funcțiile respective. Aici aduc discuția despre sistemul de filtru, care a fost introdus de către actuala guvernare, și anume sistemul de vetting și pre-vetting. Ori atunci, de fapt, când eram ministrul afacerilor externe a Republicii Moldova, țin minte foarte clar când ni s-a propus, de fapt, preluarea modelului albanez sau Albaniei, de fapt, în aplicarea mecanismului de vetting și pre-vetting, tot niște parteneri de la Bruxelles. Așa. Și în cadrul reprezentanței UE la Chișinău au zis foarte clar că nu e un exemplu bun pentru Republica Moldova, deoarece acest mecanism de filtrare, de vetting și pre-vetting, a ieșuat sau ieșuiază pe atunci în Albania. Respectiv, hai să ne gândim la o altă opțiune. Ne trebuie un model care e bine lucrativ și nu după, după 6-7 ani, s-a revenit la același mecanism, de fapt, care a falimentat sau a ieșuat în alte state, în proces de integrare europeană. Bun, nu-i doar atât. În același timp, dacă deja creezi un sistem de filtrare, deși eu nu sunt de acord cu principiul per ansamblu, ca și strategie, este incorrect ca instrument. Dar dacă începe pe această cale de vetting și pre-vetting, atunci asigură-te că e un instrument cu adevărat puternic, transparent, curat. Membrii acestor comisii sunt selectați de a fi rapăr, verificați inclusiv și pe domeniul securității și integrității, ori spuneam de cooperare cu alte state, ori dacă, de exemplu, președintele comisiei pre-vetting, de fapt, a activat și în alte state, de ce nu s-a făcut o verificare și o interpelare de informații? Care a fost feedback? Care este reacția din statul unde dânsul a activat și de ce a fost plecat? De ce? Deci sunt, atunci când apar dubii, o bădeană rezonabilă care se transformă într-o neîncredere și mai mult ca atât avem o politizare excesivă, adică numire pe criterii politice și de partid a membrilor comisiilor respective și a oamenilor care au trecut aceste comisii pre-vetting, numiți în funcție de conducere, nu mă refer doar la CSM, dar și altele, atunci apare într-adevăr întrebarea cui îi servește aceste instrumente, cui îi servesc și doi, este oare aceasta reforma a justiției Republica Moldova? Deci este aceasta vrem să fie? Cu siguranță că nu este așa. Și din păcate, eu nu văd, sau criteriile de evaluare pe ansamblu, și am mai spus-o aceasta în spațiu public, nu consider că sunt aplicabile. Deci sunt multe alte criterii de verificare a integrității unui judecător, de exemplu, în cazul dat, dacă discutăm despre evaluarea judecătorilor, câte dosare la CEDO sunt pierdute, analiza, dacă sunt mai mult de două, se aplică niște mustrări, se aplică ceva. Aici ar fi cuantitativ examinarea activității acestora. Sau luăm două spețe pe același caz, sau pe două cazuri diferite, dar ca spețe, ca și catalogare de articol din codul procesual penal. Așa. Sau codul penal, deci sunt similare. Două situații identice, da, care sunt deciziile luate de un judecător sau de un complet de judecată și altul. Și dacă este o discrepanță majoră, apar întrebări concrete cu privire la faptul că este integru, nu este integru, a fost manipulat să iau decizie sau nu. Deci, întrebarea apare ce criterii sunt aplicate procesul de pre-vetting, una. Doi, oamenii sau membrii comisiilor respective au trecut și ei un fel de vetting, pre-vetting, am văzut că nu. Ori atunci apare întrebarea de ce? Și am văzut că oamenii care, având, dacă nu greșesc, și un dosar penal activ pe propria persoană, au trecut cu brio, da? Procedura de verificare în pre-vetting. Și doar informația a fost din cauza că informația a apărut în spațiu public, persoana a fost retrasă din acest proces. Deci eu cred că este un mecanism viciat. Da? Înțeleg sau încerc să înțeleg justificarea continuării acestui mecanism din două motive. Prima, orică actualii guvernări îi convine o justiție subminată politicului, ori așa se creează impresia în ziua de astăzi în societate. Doi, atunci când Comisia Europeană solicită
De exemplu, numirea unui procuror general sau trecerea anumitor număr de judecători în, după vetting sau pre-vetting în cazul dat, cuantificat, ne uităm, se uită, actuala guvernare se uită doar la cifre respective, doar la niște bife care trebuie să le marcheze atunci când noi prezentăm realizarea ultimilor condiționalități pentru lansarea, de fapt, a negocierilor de integrare europeană, fără a ne uita pe conținut. Dar oare este această reformă justiției sustenabilă? Faptul că noi marcăm niște bife la niște acțiuni aduce plus valoare, aduce calitate, rămân oamenii în sistem care au trecut pre-vetting, gata că sunt 100% integri, și ne asigurăm că dânșii vor realiza justiția Republica Moldova, ori avem în ziua de astăzi amânări de dosare pe următorii 2-3 ani. Ce facem noi cu justiția pentru cetățenii Republicii Moldova care simt că justiția a încetat să funcționeze în Republica Moldova? Eu sunt, i-am ziceam, că sunt pro-european, sunt pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european, dar noi trebuie să fim pregătiți pentru a fi cu adevărat membru cu dreptul de plin a Uniunii Europene. Trebuie să lansăm negocierile. Văd că sunt deficiențe în modul în care actuala guvernare se pregătește pentru aceste negocieri. Urmează să aibă loc... Cum credeți că ar putea să se întâmple? Pentru că, iarăși, se operează cu diferite date. Vă zic concret. Deci, pe 24 iunie, la Bruxelles, urmează să aibă loc Consiliul Afaceri Generale, CAGUL, cum se numește, unde, de fapt, va fi luată o decizie cu privire la faptul că dacă urmează să fie convocată comisia, acea numită comisie interguvernamentală, inclusiv care face parte Guvernului Republicii Moldova și reprezentanții guvernelor din țările membre ale Uniunii Europene, urmată de, deci 24 iunie avem Consiliul Afaceri Generale, iar 27-28 iunie la Bruxelles va avea loc summitul sau, cum zicem noi, reuniunea Consiliului European, unde va fi luată o decizie politică, de fapt, se lansează sau nu se lansează. Am înțeles. Domnule Ulianovski, suntem pe ultima 100 de metri, mai avem foarte puțin, de fapt nu mai avem deloc, îmi șoptește iarăși regizorul nostru, dar vreau pe ultima 100 de metri să vă adresez o întrebare și îmi răspundeți scurtuț la ea, pentru că am început această emisiune cu faptul că ați spus că sunteți un familist înrăit, familia dumneavoastră, copiii se află aici, în Republica Moldova? Da, sunt în Republica Moldova, sigur că da. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să veniți la noi în studio, vă mai așteptăm. Cu mare plăcere, mersi mult de invitație. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această săptămână, iertați-mi repetările. Eu vă dau întâlnire mâine în același studio, dar cu alți invitați deja și vom aborda la fel subiecte interesante de pe eșichierul politic și nu doar al Republicii Moldova. Eu sunt Rodica Kravchenko și vă îndemn pe cei care nu ați reușit să urmăriți această ediție să o faceți în reluare pe canalul nostru de YouTube sau pe pagina de Facebook. Cu emisiunea 7 zile. La revedere!